începerea ședinței, propun un moment de reculegere pentru victimele incendiului din Florida. Mulțumesc. Cunoașteți proiectele de pe ordinea de zi? Atunci o să dau, după cum știți, ședința are două proiecte. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna noiembrie 2015 și al doilea proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență unor persoane. Dacă sunt observații la ordinea de zi. Dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate. Intrăm în ordinea de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna noiembrie 2015. Dau cuvântul domnului secretar pentru expunerea de motive. Doamne, doamnă consilier, potrivit articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, președintele ședinței va fi desemnat de membru consilierilor locali în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți în prima ședință a lunii respective. Având în vedere că mandatul doamnei consilier Alexa Corina a acordat prin hotărârea 119/10/2015 a expirat, dar următorul consilier în funcție la ordinea alfabetică este doamna Antonia Chimare Calogăreanu, propunem adoptarea unei hotărâri privind delegarea, privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2015, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Compartimentul de specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, potrivit articolului 35 din legea 215/2001 a administrației publice locale, după declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege din membrii săi prin hotărâre adoptată cu votul al majorității consiliilor locale în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta. Iar potrivit articolului 41, ședințele Consiliului Local sunt conduse de un președinte de ședință ales în condițiile prevăzute la articolul 35. Conform articolul 12 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Ionești, după declararea Consiliului Local care legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Durata mandatului președintelui este de o lună Consiliului Local al municipiului Ionești și apreciem că proiectul de hotărâre poate fi aprobat în forma prezentată. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului? Da, am eu o propunere. Cred că, domnul secretar, ce am discutat și la ședința anterioară. Cred că aici ar trebui menționat acolo, inclusiv până la următoarea ședință din luna decembrie. Am găsit o soluție, era prevăzută tot în regulament, dacă pe perioada în care nu există președinte de ședință, este permisit președintele Comisiei Juridice să semneze documentele. Erau mai mult pentru instanță. Da, da. Da, da. Dacă nu mai sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență unor persoane. Dau cuvântul domnului secretar pentru expunerea de motive. Doamna domnului consilier. În urma evenimentului produs în data de 30 octombrie 2015, în care în clubul colectiv din București a avut loc un incident potrivit legii 416 pe 2001 privind pe nimic cu mine garantat, cu modificări și completări ulterioare, primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, totuși pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărârea Consiliului Local. Ajutorul de urgență se acordă ca formă de asistență socială în scopul susținerii familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite,
statutele Consiliului Local, prevederea marginalizării a persoanelor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice financiare. Având în vedere necesitatea susținerii sociale pentru protecția persoanelor sau grupurilor aflate în nevoie socială în Mijloc-Ponești, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiilor victimilor datorită în urma incidentului din tipul colectiv București. Compartimentul de specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36, alineatul 2, litera B, și articolul 34, alineatul 6, litera A, punctul 2, din legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, privind serviciile sociale pentru protecția persoanelor sau grupurilor aflate în nevoie socială. În baza prevederilor articolului 28, alineatul 1, 2 și 3 din legea 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale articolului 41 din hotărârea de guvern 778/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a legii 416/2001, primarii pot acorda ajutoare de urgență în limita fondurilor existente în buget, familiilor și persoanelor care se află în situații deosebite. Vineri, 30 octombrie 2015, în clubul colectiv din sectorul 4 al capitalei, a avut loc un incendiu, în urma căruia foarte mulți tineri au fost răniți, 31 de tineri fiind decedați. Printre victime se regăsesc și tineri din municipiul Onești, respectiv Vieru Mihaela, în vârstă de 32 de ani, care a decedat, și tânărul Maior Ionuț, în vârstă de 27 de ani, grav rănit. În vederea susținerii familiilor tinerilor victime ale acestui incendiu, supunem dezbaterii Consiliului Local acordarea unui ajutor financiar de urgență în sumă de până la 10.000 de lei pentru fiecare familie care are domiciliu în municipiul Onești. Primarul municipiului Onești va stabili prin dispoziție suma ce va fi alocată individual, funcție de anchetele sociale întocmite de Direcția Generală de Asistență Socială. Față de cele menționate, urmează să deliberați. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. E o chestiune tehnică pe care vreau să o aduc în discuție. În raportul de specialitate sunt menționate două persoane. În momentul de față nu avem o evidență oficială trimisă din partea NAI, dar din informațiile pe care le avem e vorba de mai multe persoane implicate în accident și doar asta vreau să precizez că e posibil să apară și alte persoane din cele menționate în raportul de specialitate. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate a trecut. Fiind o ședință extraordinară, nu avem diverse declarații. Nu mai rog un minut ca să semnați fiecare proiect. Vă mulțumim pentru prezența.